Bogdan și Andreea, se pare că au ceva discuții, nu păreau foarte bine după live-ul de astăzi. Ea a arătat la un moment dat în living, erau pe canapea, nu erau unul lângă celălalt, stăteau la distanță, discutau ceva. La un moment dat Andreea a fost deranjată de ceea ce vorbeau și s-a ridicat și a luat cana și a vrut să plece să fumeze o țigară. Bogdan s-a ridicat și el de pe canapea și a mers cu Andreea afară, a așteptat-o să fumeze, apoi Bogdan îi spunea Andrei că nu are rost ca el să se consume pentru ceva care nu are niciun sens, a zis spunea că el și-a zis părerea lui în urma reacțiilor ei la conversațiile pe care le-au avut ei doi și apoi îi explica Andrei ce anume nu îi place, dar acolo s-a oprit sunetul, noi nu am mai auzit. A tot explicat Bogdan și ceva mai târziu la fel a arătat-o pe Andreea că avea și ea explicații, avea și ea niște lucruri de spus, au stat acolo pe terasă destul de mult și au discutat.